Salut la toată lumea, sunt eu din Ovolic. Continuăm seria noastră din Football Manager 2019 cu sezonul 2 cu Dinamo București, episodul numărul 19. Având în vedere că sunt dezamăgit de faptul cum ne-am mișcat în Champions League, ce să zic? Nu știu, voi încerca să fac cât mai puține transferuri pentru ca jucătorii noștri să poată să creeze între ei sistemele de relațiile de joc, sistemul de joc să poată să se miște așa cum trebuie. Am început portar înaltă și un portar mic, un african mic. Da, o să mai vând ce mai am de vândut și în rest vom lăsa lucrurile exact așa cum sunt. Concluzia fiind că nu mai vreau să transfer niciun jucător, în afară de cei pe care i-am acontat deja. Pentru că am tot schimbat de pe un post pe altul, am încercat eu să fac niște schimbări și văd că în final n-am rezolvat mai nimic. Uitați, de exemplu, acum. Sigurdsson a fost jucătorul nostru. Dă cu capul pe lângă minge, nu știu cine este acela. 27 are numărul, o să vedem imediat. Starta și Grigore. Nu văd numărul. Și am început iarăși cu un deficit. Da. Ricardo Grigore, nu știu ce se întâmplă cu el, de cât i-am prelungit contractul, tot prost joacă. Iar atacanții mei joacă un meci bine și al doilea nu mai joacă. Sau mai bine zis, joacă unul astăzi bine, apoi nu mai joacă niciunul. Nu i-am văzut pe amândoi să joace. Pe Darius Solar îmi place de la și aduce la noi, dar nu știu cum să-l aduc, poate fac o tranzacție cu Ait Arman. O să încercăm după acest meci. De ce l-aș vrea să-l aduc? Pentru că este român. Și a dat gol Sorescu. Mai merge câteodată Sorescu, dar nu mai este cum a fost sezonul trecut. Sorescu nu mai este în formă deloc. Ehman nu mai are siguranța, nici Grigore. Iar după cum am zis, Ionuț Șerban nu poate să nu înlocuiască pe Nistor. Și nici Raton nu mai are același sezon ca anul trecut, adică nu știu. Să-i mulțumesc cu puțin, să zic așa. Au ajuns la un nivel și să-i mulțumesc cu acest lucru. Hai să-l mai las până în minutul 60 și așa voi face. N-am niciun alt atacant să pot să-l bag în teren să spun că va schimba soarta meciului. Nu, nu se poate. Ogenda, îl băgăm în locul lui Talman. Pondem Moldovean în locul lui Alipur. Și vedem apoi a treia schimbare. Mă așteptam mai mult de la Vongenda. La Bătoșan era numărul 1. Da, și în grădinarul al doilea gol. Pasă excelentă la Cote și Cote. Nista e și Nista, doamne, Nista. Nica a ieșit la offside.
Dar atât. Și a fost offside. Măi, a avut un picior în față. Ce am văzut eu, mod ce fundaș central? Nu, nici nu mai știu dacă n-am mai postat de câteva zile. Da, nu știu ce să zic. Hușe, chestie fundaș, Thompson e portar. Masturul în locul lui Florescu. Florescu iarăși, nu mai joacă nimic. Da, mai este Cosmin Moțe. Și te mă ne bate cu Diara. Da, sunt mulțumit. Hai, și-a prins un șut Fabio. Dar a luat-o în gen, dar la picior. Cu capul în pământ, a dat o pasă cu latul Fabio și un șut din întoarcere, l-a păcălit pe portar. Haideți cu încă un gol. Hai mă, ce-au fost pasele alea. Corne, hai. Mai sunt 30 de minute să dăm un gol. Fără să primim. N-are cine să ia mingea. Și turbat că nu prea trag de la distanță, agenda moldoveanu nu s-a văzut de când a intrat. Șerban a alergat ca o muscă fără cap. Tete și șut din fața porții, dai pe lângă. Îmi pare rău într-un fel dacă îi bat pe UTA, dar îmi pare mai rău de faptul că nu jucăm nimic, adică nu văd nimic acum gol, hai. Nu văd o schimbare, o ceva. Ia scăpa portarului, da. Nu ne ajută că nu. A dat-o în genda gol. Bravo, în genda. Nica a recuperat frumos aici, a dat-o pas la Moldovan. Moldovan nu s-a uitat. Preluare cu stângul și apoi a dat cu drept. Dar nu știu cum a văzut-o portarul. Din punctul meu de vedere, la două goluri au fost ale portarului. Ce în gen, dar văd că s-a mișcat mai bine meciul acesta. Ai, mă, te-a făcut cotă. Hai, Robert Moldovan, nu știu. A scos un foul, bun. Da, dacă bate... Ce-a dat-o? Bine a dat-o, dar dacă bate tot Șerban... Foarte greu acest meci. Nu mă așteptam. Não, 24 de ano. Da, hai să încercăm ce am zis să facem. Mare, mare. Știu de unde e asta. Colegi. Dar unde e asta, mă? Că nu văd.
Asta a fost dialogul nu? Dialogul Adiara. Un metru 73 portar. Desigur sunt și la un locaș unde e mai. Pare să fie. Uite ce am făcut ăștia, mă. Uite, mă, nu vedeam de nas. Hai că n-am afară. Nu își dau atât cât mi-ai cerut tu, că nu sunt nebun. O să-ți dau 250 de mii și other player. Player to exchange va fi other player. Și other player va fi uitat man. Exchange player. Fac, 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 dacă vor bine, dacă nu vor, la fel de bine. Duda, dar nu crește și valoarea lui. L-am împrumutat, joc, aici merge de merge, dar n-am văzut și o să-i crească și lui cotat. Să-l văd 300 de mii măcar. Bate bătușane? Nu, uite, a bătut Kingia. Deci următorul meci este în 15 zile. Da, mult așteptați. Să vedem, o să ajungem în ziua meciului imediat. Și am ajuns și în ziua meciului cu CFR Cluj. Am schimbat puțin, am băgat pe Hușec, fundaș central cu Ekman, pentru că m-a supărat Ricardo Grigore. L-am băgat pe Eugen de la mijloc pentru că a jucat foarte bine, dar va fi defensiv mai mult. Așa, va fi Genda ofensiv și Șerban defensiv. Sorescu rămâne că a dat niște pase de gol, iar Moldoveanu ia locul lui Alipur că nu s-a mișcat. Iar în poartă n-am altă variantă. Hai să-l bag așa pe Thompson, dar Thompson e aerian. Am mai făcut o schimbare. Uf. Nu pot să-i spun schimbare. Știți că am încercat să-l cumpăr pe, cum îl cheamă, pe de la UTA jucătorul și nu ne-am înțeles și l-am cumpărat până la urmă, chiar l-am cumpărat pe 200 de mii sau 250 de mii pe Cătălin Ștefănescu de la Poliași, cel care a fost la Cahlău, la FCSB și cum la Iași. L-am cumpărat pe acesta, are 24 de ani, va fi un mijlocaș. Mijlocaș, o rezervă, poate și titular, depinde cum se va mișca. L-am băgat pe Mastur pentru că nu mi-a plăcut cum a jucat mijlocașul nostru stânga. CFR-ul joacă bine cu Piciurcă, de când l-au băgat și pe Kramaric, l-au cumpărat pe Kramaric. Dar noi suntem totuși o echipă mai solidă, foarte frumoasă aici. Moldoveanu, Fabio, o preluare excelentă, Cox pasă la Agenda, o preluare și vine Mateu din spate și își dă autogol. Foarte frumos. Se începe așa cu 2-0. Mai aduc eu aminte de un meci al lui Dinamo mai de mult când jucam mulți la Dinamo. La CFR Cluj, la o fază, 1-0 începe din nou la o greșeală a lui Moci. Cam așa au început și ei acum. O greșeală a lui Mateu. Văd că un gen de alergă. Uite, știu ce ocazie avem. Începem să avem ocazie. Și îl lau pe Arzlauskis și parcă mai avea un portar. Mai știu ce mai am, dar mai am un portar bun. Nica, ce-ai făcut, mă? Nica, lejer, se duce, greșește mana, preluarea și Nica o dă în fața porții. Hai să dea Cramaric gol. Într-o fază aceasta, Nica va fi schimbat cu Ashraf Lazar. Păi nu se poate să comiți așa. Ăla s-a băgat-o singur în poartă de asta. Tu centrezi în fața porții halul ăla.
Cine de gol, Ehman? Da. O centrare foarte bună de Drăghiț, nu știu care a dat cu capul, cred că Hușec. Și apoi de Drăgnicianu, care nu știu de unde l-au luat. Din câți jucători există în lumea aceasta, l-au luat pe Drăgnicianu. No name. Deci fundașii centrali nu au greșit, dacă nu dădea pasă aia, Iura chiar nu se întâmpla nimic. Opa, Drăgnicianu văd că se zbate. Mamă, ce înalt este Hușec ăla. Hai mă, Șerban, măi, dă și tu drumul la joc, că nu mici nimic, iar mama e de minge. Fabrini, Cramaric, al doilea gol. Foarte bun acest Fabrini. S-a uitat după el, Hușec aleargă, aleargă, dar l-a scăpat și aici Șrab la fel. Nu știu ce joacă fundașii mei stânga. Că nu joacă nimic. Și Robert Moldovan, ai avut și tu ocazie, de ce n-ai tași tu un șut? Ca lumea nu poartă. Cornelia scăpa mingea la loc scris. Cramarii ne-a dat frumos. Cine nu-mi place cum ai jucat? Mama. Mi-a plăcut Serban cum ai jucat. Vreau pe bandă. Apoi vedem dacă schimbăm pe Moldoveanu sau nu. Nici agenda n-a rupt gura târgului, dar nu cred că s-a e cel mai prejucător de pe teren. Hai mă, Ponde, dă și tu un minge, firar, mamă, e că te vând. Te-am luat degeaba. Te dai mic, nu-l ajută înălțimea mea. O să fac eu o afacere, că poate-l dau la UTA. El e bun, dar... Mereu este cu un pas în spate. Totuși m-am decis să-l schimb pe... Opa, s-a ținut acramatic. Schimb pe Fabio Silva. Poate îmi dă un Rani. Ce-am zis? Nu se poate, bă. Cum ai dea, mă, de Hușec? De lângă Hușec. Hușec care are 2 metri, mă. Cum, măi? Nu o să înțeleg nici dacă mă bate cineva. Acum luăm asemenea goluri. Ca niciodată avem posesie. Noi 15 ocazii, 8, deci aproape dublu. Noi 8 și 4 și noi din 8 am dat 3 goluri, din 4 am dat 3 goluri. Nu se poate. Nu se poate. Și poate ne dau acum și pe final și...
să vezi atunci. Distracții. Eu l-am băgat pe Thompson în partea, că știu. Pușe respinge, vine Fabrini și prinde un șut. Are Thompson în avest. No, e rezilies contractul după acest meci, e clar. Thompson va avea contractul reziliat. Practic ce a fost pe poartă a fost gol. Din 5 șuturi să iei 4 goluri. Hai să fim serioși. Asta este. Handover, handover și pași la gara. Am vrut să-l odihnesc puțin pe Tom pentru meciul cu Liverpool, pentru că aș vrea să scot o victorie. Brave Dynamo, finally lose. Squad. James Thompson, 19 ani. Ce înălțime ai? Un 900 contract. Release. Du-te, du-te, suntem mai mult. Gata, given free transfer. El, uite, ar veni înapoi și pe bani mai puțin după ce am dat 64 de lei. Bă, tu ești nebun. Ea a crescut la Manchester United. A jucat un meci la 4 goluri. Mai de cap două. Da. Am ajuns la meciul cu Liverpool. Am mari speranțe de la acest meci, deoarece Liverpool este calificat. Are 12 puncte, 4 victorii din 4 meciuri. Dar joacă totuși cu echipa de bază. Hai să zicem că nu joacă cu egiptean, cum îl cheamă, cu Salah. Dar este un meci la noi acasă, nu sunt motivați. Noi avem echipa de bază, ei nu au. Acum să sperăm că putem să-i bătăm. Da, în afară de Salah ar fi toată echipa. Haide Fabio! Nu. E greu, e Fabio, nu știu ce se întâmplă cu el, dar văd că muncește. E un băiat muncitor. Nu interesează pe atât de mult rezultatul. E una, dar valoarea este alta. Adică e posibil să ne bată chiar dacă nu sunt motivați. Am început să ne țină la... să facă presiune. Și-am dat gol, ai uitat, man. A dat și Shakhtar gol. Nu e bine că a dat Shakhtar. Fabio l-a driblat frumos. Fața porții, dar până se oprea ai man. Și-a atins Alisson Becker, dar a trecut de el. Am ajuns pe locul 3. E bine, totuși nu-i da, mă. Ai, mă, că era mijlocașul meu la închidere. De ce-i dai? Ce de carton ai galben? Arată-mi, arată și tu că poți să fii un portar mare. Să joci la o echipă mai mare decât noi. Și am dat golul 2, Sorescu. Bun, mai. Da, pe lateral puteam să-i surprind. Pentru că a alergat Nica la asta și a dat o centrare din prima și a venit cu voleul Sorescu și Alisson Becker. N-am mai avut ce să fac. Așa, am uitat, e accidentat și Virgil van Dijk, van Dijk, cum se pronunță. Sper să nu fie
deranjat acești jucători cum i-am pronunțat numele. Nu-mi plac respingerile acestea în fața porții, nici să mă bazi, nu-l înțeleg. Uite-te la Nica acum. Sau care a fost aici? A, nu aici, mai înainte a fost. Respingere în fața porții. Și a scăpat mingea de viață la Firmino și normal că l-a executat. Fost înainte mingea. Nu să respinge în fața porții, dă un pizda mă și de treabă. Și incredibil Sorescu de al doilea gol. Nu, chiar eram dezamăgit că nu se poate. Florescu lasă, dat Nica artizanul și ăsta a dat-o incredibil cum a șutat-o lângă bară. Alisson Becker n-a avut ce să-i facă. Se conduce pe Liverpool în 14 minute cu 3 la 1, chiar dacă nu bătem meciul acesta, sunt bucuros de cum am jucat până aici. Pentru că ăștia vin odată pe tine așa, uite-te cum vin, pac, 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 nu rezist, ai mă. Și îți dă repede un gol și apoi îți mai dă unul și faci poate egal și... Și eu joc cu doi atacanți, nu joacă cu doi atacanți. Joacă doar cu Firmino, care nu e atacant, atacant, și vin cu ceilalți din linia a doua, cu Mane, cu cine mai sunt. Îmi place că iese pe mine ratonă. A luat galbenul la Italmana Iurea și e posibil să mă prindă să mai iau un galben și apoi roșu sau roșu direct. Hai mă, dacă intra și asta Italmana, te schimbam. Uite și tu ce scoate Alisson Becker. Și el iese cu centrul. Practic aici am fost mai norocoși pentru că la ocazii sunt și cam cândeți, dacă nu mai multe ocazii de cândeți. Hai, respingeți mingile de acolo, bubuiți-le. Păi, ce-a scos-o și pe asta. Și tot la poartă ne-au avut 6 și am dat 3 și au avut 6 și au dat doar 1, deci înseamnă că Raton a prins niște mingi. Hai, Sorescu, hai! Cum ai dat-o pe lângă? A respins-o Alisson Becker, mă, și miram cum a șutat așa prost. Hai, Ekman nu știu, o să greșească, ori de la... Puteam să pun pariu. Uite-te și ce a greșit-o Firmino, s-a fost offside. Îmi pare rău de galbenul Armand. Hai de Fabio! Păi dai tu viteză să mori, ce așteptai să-ți dea la peste... Uite, ce așteptai să-ți dea peste picioare? Nica a luat galben. A luat galben. Nu i-a dat nimic. Bravo, mai. Bravo, Nica. Nu, trebuie să fac o schimbare. Și care va fi schimbarea? Agenda sau Ponde? Ponde. Nu știu de ce. Am băgat pe Ponte, chiar nu știu. Hai băieții, hai, vedeți pe master puțin, pac, pac, pac și pe cine, agenda, că n-am mișcat nimic și urmă. Și l-am băgat pe Shakiri. Care a luat galbenul. Și am dat gol, master, bravo, master.
Deci am umilit la 4-1 la externe. Nu mai îmi pare rău că am la bătaie de la CFR Cluj. Chiar nu mai îmi pare, nu mai contează. Să bați pe Liverpool și au tirat să mai dă un gol. Au avut două... Doi jucători accidentați, dar eu cred că a contat mai mult faptul că erau deja calificați, nu faptul că n-a jucat Van Dijk și Salah. N-am ce să mai modific, ce să schimb, așa rămâne până la final. A jucat bine și Ratan. Dar nu știu dacă e vreunul care n-a jucat bine sau poate putea mai mult, dar n-a jucat prost. Poate Nică atunci când a respins-o greșit pe aia la gol. Dar în rest a dat două pase Nica de... Nu mai contează cu greșeala aceea. Păi, unde dă mă, un șut pe poartă, mă? Ia să dea Shaqiri gol. Kevin Mbabu, al fundaș central. Ofsa, ce-a fost? Dar două reprize le-am cam închis, la Nica pe mama galbenă. Le-am cam închis culoarele. N-au mai avut ocazie prea multe. Au avut 6 sau 7 în prima repriză și acum au 8. Deci nici nu se pune problema. Nici noi n-am avut, dar noi nu ne interesa să dăm 10.000 de goluri, ne interesa să nu primim, că aveam 3 la 1. De știu ce șuturi frumoase. Foarte frumos, hai să vedem dacă am rămas pe locul 3 sau poate am făcut ăștia un egal și ne surprinde. Unde sunt, mă? Au bătut cu 2 la 1. Băi, nu puteai, mă, să faci un egal, mă. Termin și eu. Da. Sunt foarte bucuros. Da. Da, îmi place de acesta, dar nu prea ne înțelegem de el. Cu el, nu de el. Jere Benici. Îmi place de el care și un cam slab, dau un de străin. Nu pot să-ți dau cât vrei tu. Sorry, nu pot. Nici dacă mă bați, nu pot să-ți dau ceea ce vrei tu. 30%, păi. Dacă eu te cresc acum și dau și o grămadă de bani pe tine, și crești. La urmă te vând cu 2 sau 3 milioane și îți mai dau și 30% din 2. Îți mai dau încă 700. Păi eu nici nu scot banii de pe tine. Mă refer aici a transfer și salarii. Așa că mai bine renunț să-l transfer. Urmează acum meciul cu CSU Craiova și vedem ce se va întâmpla. Așteptăm cu o victorie în meciul de astăzi. O să-l folosesc pe Pont de titular în locul Șerban, Sorescu pe Mastur titular, că s-a mișcat bine și cam atât. Așteptăm o victorie cu CSU, nici nu concep altceva. Este un meci acasă.
Cea mai domnă a întors acum. Vrem victoria. Sorescu a avut niște meciuri bune, aștept și astăzi să facă un meci bun. Alipur aștept să marcheze, pentru că nu marchează, nene. Un atacant, nu știu, poate și rolul pe care îl are, uite ce face Nica Brav. Rolul pe care îl are nu e pe placul lui, dar totuși. Și eu mă mișcam mai bine, în tinerețe, nu acum. Acum nu am mai jucat de ceva timp. Sunt câțiva ani. Mai, hai cu ei. Hai pe ei. Nu-mi place că sunt peste noi. A început ploaia și ai mei sunt mai greoi. Și fundașii central și atacanți. Dar a dat aitat, mă. Măi, eu vreau să-l vând, dar văzut, l-am scos la mezat, da. Are un stâng fabulos. Ăștia încă nu l-au mai vândut pe Mitriță. Dacă jocul a fost început înainte ca el să fie deja transferat, n-a fost update-ul chiar la zi. Bravo! Era să strănut. Hai să răscu. Frumos, frumos. Și vine Ponte. Mai, deocamdată vreau să zic că au dat. A dat rezultate aceste modificări. Au dat aceste modificări. Hai, Mastur. Încă un gol și sunt mulțumit. Nu scap de răceală, nu știu, așa antibiotic tot. Sau mă ține acela asta și nu mă lasă în pace. Am portar, aștept perioada de transfer. Când vine Mandanda. Abia l-aștept. Să-i fac concurență ratonului. Și mai ești pe polonezul ăla de 2 metri. Opa, cine e ăsta, mă? E Vidbeleț? Acum vă zic. Da, frumos. Da, o să bravo. Bravo ție, Popa, că ai dat pasă în zi. Dar și ăla s-a dus ca tălâmbă. Cum să te duci așa în față, măi? Niciodată nu am înțeles pe atacanții care au stat, stăteau în offside. Nu înțeleg ce gândeau, că poate nu-i vede arbitru și scapă. Și niciodată nu o să înțeleg. În primul rând alergi degeaba după o minge. Așa, mai bine stai cu un pas în spate și încerci apoi prin viteză să îl depășesc pe adversar. Dar nu să pleci să furi startul. În primul rând că e vorba de furt. Și nu sunt de acord. În al doilea rând, nu are logică. Hai să mai băgăm pe Hușe Cucin în locul lui Edman. Și Robert Moldovan în locul Silva și nu știu, gen, dar am luat gol. Băi, am luat gol la cuvânt. Am luat gol. Zic că i-a fentat pe tot Mitriță, nu știu, căldă frumos. Tot la Mitriță, dar văd că aici are păr. Și a prins un șut, perfect.
Dacă mai cresc cu părul de când a rămas aici. Și eu mă gândeam că va fi 2-0, mai dăm un gol 3-0 și văd că ăsta ne creează probleme. Uite-te și tu ce ocazie, cum... Asta Alipur ce joacă, sunt supărat pe prestația lui. Fii atent, colici au... Era să ne au gol acum. Tragardă. Nu. Fiți mai atenți, măi. Fiți atenți, le-am și zis adineori. Dimitru, uite-te și tu. Popa. Mitriță pune un lat și șutează un vechi. Hai un gen da tu. Hai mă, o gen da mă, șutează și tu. Hai de cap de omul. Tare mic că mai luăm un gol. Pe contraatac. Ușe că ăsta e înalt, rău. E greu. Dar nu trece mingea, uite-te de fundașii lor. Nu trece mingea, n-am văzut. Așa și mai bagă un fundaș și blindează, bagă autobază. Zici că e Cârțu antrenor. Am o gen dacă ești... Bravo, gen, dar ești un jucător de creație. Fă-și tu ceva acolo. Eu am zis că dacă nu miști ceva până în iarnă, te transfer. Poate împrumut. Și-a prins un șut căcăcios, dacă stau să mă uit. N-am fost cine știe ce. Mă rog, este fundaș central, nu e în Rocea care era vârf de atac la ei, eu nu mai înțeleg cu ăștia. Nu, Rocea nu e dreapta ca la Craiova, s-a întors înapoi, a cui fundaș. Sau nu au putut cine să bage. S-a întâmplat ceva. Da, văd acum că fac niște schimbări. Și dă și Robert Moldovan un gol frumos, i-a pus mingea în cap cine. O, în genda aia. Nu în genda, Alipur. Alipur. N-a avut ce să-i facă Veleț. Nu știu ce tot îl plimbă pe Nuno Rocea, peste tot văd. Și până la urmă a fost ușor meci. M-am speriat eu. Ia mai să dau un roce, unde este un roce, ce a jucat. Ăla e de-al naiba, chiar. Ce dracu e, striker. Mai jucă doar meciul cu Astra și încheiem episodul. Angry. Niște angry, mă. Trebuie să fiu bucuros că te-a bătut din ambele. Ia să vedem. ICFR-ul lângă noi ne suflă în ceafă. Iarăși nu mă aștept decât la o victorie în meciul cu Astra. Din nou, cine știe ce. E o echipă de descurci. A avut FS CSB-ul de ea de noapte. Sunt niște descurci. Fără sperare.
andasse il primo gol, Alipur, bravo. No, ci si fa. Scusate, un telefono. Данные фрукты. А что ты че? Фолта заша. Не че аша дур. Фолта заша адес. Вот как не керат де симпл мачо. Бай се ке. Ма, пук се ворбеск ексак кен. А, те редан де Лукако. Lulaco, Lukaku, Draco. Citatista. Băi, nu se poate, mă, ce aveți, mă? Pur și simplu ceva ce mă depășește. Nu pot să dea o centrare, nici Cox, nimic. Na, noroc că da lipur. Este greșeală ale fundașilor astre. Nu știu, mi-ai zis că sunt plictisiți, nu sunt motivați, zici că dacă bătem, sau intră direct, nu contează oricum îi bătem, chiar dacă nu trage prea tare. Ceva de genul. Nu pot să înțeleg asta. Chiar prima reprezentă. Îl schimb pe Nica pentru că nu vreau să risc să iau al doilea galben. Da, Sorescu un gol, bravo Sorescu, atunci facem o schimbare. Intră Hușec în locul lui Ekman și Ugenda în locul lui Aitarman. Ce scoate Lazar. Și da master, bravo master. Nu cred că se mai schimbă ceva în rău pentru noi. Poate o accidentare, un roșu, dar nu cred că luăm bătaie sau facem egal.
Deci, practic, dacă trag linie în campionat, suntem pe locul întâi, suntem în grafic, poate câștigăm și... S-ar putea să câștigăm, pentru că Liverpool cred că îi va bătea, este meci acasă, îi va bătea pe Shakhtar. Iar noi dacă bătem pe Salzburg, am avea șanse la locul 2. Am avut ghinionul, te-a zis. Nu m-au ajutat jucătorii când aveam nevoie să fie și sigur eu comis. Ce fază a făcut Mastur? Fabio Silva, o preluare frumos, o centrare, o pasă mai mult. Driblează și șutează frumos cu pământul pe colțul lung. Foarte frumos gol. N-a fost penultima? Aici, ia. Și dăm astăzi. De ce n-a dat, mă, Fabio Silva? N-a dat pe Emilio cu porți. A început Mastur să-și dea drumul. Mike Chester, cred că e Mike Castor. Și tot are și prin sora tonul. Bravo, Rotten. Bravo. Perfect. Îmi place de acest, dar nu vor să-l vând. 8 săptămâni travuți. Cam atât. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să lăsați un comentariu. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar până la episodul următor, la revedere!